Înainte de a trece la acest video, nu uitați de giveaway-ul special pentru un an de YouTube. Aveți linkul de la acest video în descriere, intrați acolo, urmăriți instrucțiunile de participare, participați voi, fraților, și puteți câștiga unul dintre premiile puse în joc. Salutare, fraților, sunt AG Football, bine v-am găsit la un nou episod de Player Career pe FIFA 2017. La München 1860 avem prima partidă cu cei de la Würzburg în Liga a noua germană. Suntem puși în primul 11, așa că hai să-i dăm drumul la treabă. Un meci nu știu cât de greu sau ușor va fi, pentru că nu cunosc echipele din această ligă, dar sper să ne surcăm. Iată-mă, sunt jucat în spatele lui Gallardo de această dată. Puțin mai interesant cum mă joacă antrenorul. Sunt cumva jucat ca un fel de fundaș mai degrabă decât atacant. Începe meciul la noi acasă. Iată ce coreografie frumoasă a făcut Fanny. Chiar nu mă așteptam să ne facă coreografie și până și în Liga a doua. Toată nici nimic mai mult. O nouă pasă greșită. Aș prefera să joace mai mult pe partea mea, pentru că pe alte părți văd că se pierde foarte mult balonul. Iată o acțiune frumoasă și o ratare imensă a echipei noastre. O ratare imensă a echipei noastre. Numărul nostru 30 ratează incredibil din câțiva metri. Diaz. Rama, mingea este în aut. Rama. Atâmă pe mine avansând. AG Football. Ce pasă văd acolo și este 1-0. Ce asist dă AG Football, prieteni. Eu zic că acest asist este unul de nota 10. Un asist de toată frumusețea. Marca AG Football. Ce pasă. Ce pas am dat aici și sper că antrenorul să se convingă. Cât de bine mi-am văzut cu echiperul, iată ce bine trimit pasul acesta prea și finalizează în plasă, 1-0. Însă o fază făcută mare parte de mine, care a trimis un asist superb către Hamilton. Se întoarce mingea la mine. Se pare că am devenit coordonator de joc încet încet la echipa mea. Ceea ce nu e așa de rău. O nouă pasă de geniu și poate fi oare 2-0, nu este 2-0. Pasta însă a fost bună, din păcate însă cu echipierul meu n-a reușit să trimită spre poartă. Pasta n-a fost rea deloc, zic eu. Aștept mingea. Văd că se schimbă partea într-un anume fel. Nu era această pasă. Am plecat. AG Football primește balonul și este ratarea mea. Este o ratare mare aici, scoate portarul. Am fost foarte aproape să marchez. Păcat însă că n-a reușit să-mi calculez pașii cum trebuie și ratez din cele din urmă. Poate mai bine șutăm la colțul scurt. Asta rămâne de văzut, nu știu. Best call for pass. Hopa, bine. Sunt găsite, excelent. AG Football ratează din nou o ocazie bună. Ratez din nou o fază frumoasă, bine combinată aici cu echiperul meu. No, nice passing. Mă, dacă n-ai cu cine să joci. Trece bine Rama. Aștept în centru. Pasă bună. Am încercat să o întorc înapoi. Am încercat să întorc această minge înapoi. N-am reușit. Eram prea aproape de portar. M-am gândit că un șut nu m-ar ajuta la nimic. Am zis să întorc balonul. Nici asta n-a ajutat din păcate la nimic. Iată o preluare modestă cu echiperul meu. Din păcate. Balonul este respins acum. Ok, avem posesia. O pasă în centru. Bună. AG, încă o ratare și până la urmă este gol. Până la urmă este gol. Din păcate, nu eu sunt marcatorul. Însă asta contează mai puțin. Important este că echipa a marcat. 2-0 din minutul 75. München 1860. De carul nostru, iată, marchează și el. Iată-mă și pe mine sărbătorind alături de colegi. Și este clar, un nou meci bun făcut de mine. Un meci chiar foarte bun. Astăzi, ia să vedem reluarea. Mă oftic însă că n-am reușit să marchez. Iată, era în poziție bună. Puteam să-mi scriu. Însă ratez și până la urmă vine totuși golul de carul nostru. Este vorba de Michael Lindl, care cu siguranță are niște statusul mai bun de la finishing, o recuperare excelentă. AG Football în fața golului, 3-0! München 1860! AG Football punctează, iată, excelentă recuperarea mea
Și în sfârșit îmi scriu, iată, fanii mă aclamă, sunt aclamat la scenă deschisă de 80.000 de oameni. Ce poate fi mai frumos pentru un tânăr de 18 ani, fraților, decât să fie aclamat de atât de mulți oameni? Iată aici, ridicându-se în picioare pentru a mă aștepta execuția și apoi văzând că valul nu intră în plasă, se bucură alături de mine. Este golul de 2-0 și totodată primul meu gol în Bundesliga 2. Iată, primul meu gol în Bundesliga 2. Astăzi am dat și un assist și un gol, un meci excelent făcut de mine. Dar final de meci, prieteni, 3-0, am dat și gol, am dat și assist. Meci perfect făcut de mine și sunt foarte mulțumit de prestația mea astăzi. Un gol, un assist, 90 de minute petrecute pe teren. Și eu zic că încet, încet pot să scot capul în fotbalul mare, pot să mă descurc la acest nivel, ceea ce este foarte, foarte bine pentru mine. Acum avem un meci cu cei de la... Să vedem imediat ce adversar avem pentru al doilea meci din acest episod. Vom juca cu cei de la... Da, să vedem ce echipă e, că sincer habar n-am, iată, 3 jucători. Pleacă la Națională, prieteni, și iată, unul dintre este IG Football. Voi juca pentru Națională, iată, cu Portugalia și Rusia am fost selecționat, fraților, așa că pe live-ul următor aveți ce vedea cu siguranță. Pe live-ul următor jucăm acum cu cei de la Sandhausen. Însă pe live-ul următor veți avea cu siguranță ce vedea, pentru că vom juca la Naționala României. Jucăm cu Sandhausen, fraților, o echipă de care n-am auzit prea multe, însă asta contează mai puțin. Treaba e că după meciul perfect din partida precedentă, antrenorul a decis să mă bage din nou în față. Frumos. AG Football trece. Trecere superbă. AG Football gol! Este 1-0. Ce golasă marchează AG Football, minutul 8 al întâlnirii. O pătrundere excelentă și o finalizare de clasă mondială. Cred că am fi scos și penaltiul dacă nu era gol la această fază, însă mai bine că scoatem golul, pentru că penaltiul poate nu l-aș fi bătut eu, nu-i așa? Se pune autogol pentru Damian Rohrbach. Da. Se pune autogol pentru Damian Rohrbach. Problema este că acest lucru nu ne va ajuta la media la finalul meciului, însă eu nu știu ce credeți voi, dar eu îl văd tot ca golul nostru. Eu o să-l consider gol marcat de mine, pentru că fără discuție eu am făcut cam toată faza. Frumos, am încercat o pasă mai... Hai, combinăm frumos. Perfect această pasă, păcat că jucătorul nostru nu poate să treacă. Este totuși o lovitură liberă, una chiar periculoasă. Să vedem cum va trimite Vorten. Un șut al lui Vorten peste poartă, n-a fost o execuție prea bună. Pe mine acum. AG Football, o torpilă care n-a fost așa de rău trimisă până la urmă. Aștept mingea. O primesc. Iată-mă foarte bine, ce dribbling bun. Și dacă ne ieșea și faza, era super tare dacă ne ieșea și această ultimă fază. O centrare în care aici este portarul și boxează. Am plecat și dacă aș fi avut acum un pace mai mare, era o treabă. Iată, mă avansăm foarte bine, totuși. Totuși, avansez bine. Îmi văd cu echipierul, pasa e foarte bună chiar. Shoot, AG Football șutează, mai am ocazie să marchez, sunt blocat excelent în ultimul moment. La final de meci, arbitru pune punct acestei întâlniri. Victorie prin autogolul care a pornit din șutul meu. Da, până la urmă, eu mă consider marcatorul acelui gol, chiar dacă arbitrul este de altă părere. 3 puncte extrem de importante scoase și din acest meci, fraților. Și pe live-ul următor ne vedem la meciul cu echipa națională. Pentru că episodul de astăzi se încheie aici. Vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Uitați să dați un like la acest video dacă v-a plăcut. Toate cele bune, fraților. La revedere!